Dumnezeu mă. Asta e clacheta. Da, uite la ce făceam noi cu lavalierele, cred că era bine și la început și la sfârșit am văzut. Nu știu, no, eu am tras de exemplu tot așa interviu acum și am dat clap. Mai treabă, e super da, ok. Nu numai desincronizat, de faza aia cu lungit. Man, da, trebuie verificat un pic. La început și la sfârșit un sunet, după care să te ghidezi. Trebuie verificat un pic dacă ele setate la fel. La fel, dar dacă sunt la fel, deci au lungimi diferite, că n-ar trebui să aibă genul. Așa zic eu, zic că n-au lungimi diferite, nu știu. Există un decalaj între cameră și sus. Între cameră, nu între cameră, între lavaliere, că noi nu folosim sunetul de pe cameră. Nu. Deci normal n-ar trebui să fie, dar eu n-am văzut că să fie, nu știu de ce zici tu. Ți arăt? E mai lung fișierul? Da, frate, dar e cu lung, cu un frame. Am înțeles. Cu plecat mai mult deja sau de am înțeles. Dublat. Sau... Păi atunci îi tai, na. Eu zic că dublatul ăsta, eu zic că fix la fel, dar dublatul ăsta nu s-aude din cauza că sunt... Și de asta. S-aude pentru că prinde de la unul la altul. Deci acum ce nu prins? Nu știu exact prin cablu de ce nu prins. Asta rodul, având o capsulă mai ieftină gen, știi? Am tras o tasca, mă, arăt la fel de ieftin. Nu, no, măi, asta e, am presa că și unii direcționale astea. Nu, nu, ce că tot omnic, ne-am uitat și mai la asta, știi? Gremesc și o să toate sunt da, da, dar uite, în schimb, uite la asta, dacă eu întorc capul în partea asta. Da, și la ele la fel. S-aude mult mai slab, știi? Da. Uite, mă uitam la Alex la episodul trecut, când erați pe vase, s-auzea și când erați pe tine, s-auzea mai slăbut, știi? Da, și la astea la fel, tascam, la fel sunt. Dar nu sunt microfoane de astea la valier unidirecționale ca un microfon, ca un shotgun? Da, normal că sunt. Sunt? Da, normal. N-am găsit. Toate sunt Omni, cum ar veni. Sunt alea de la Sennheiser. Am înțeles. Au de alea trebuie. Sennheiser. Ăla care prinde așa doar atât. Știi, să nu-ți prindă așa de jur împrejur. Dar uite, nu m-am gândit dacă ai putea să faci o schemă cum avem noi acum, spre exemplu, spre fir. Să folosești să folosești doar capsula de la Sennheiser, gen, să nu folosești tot setul, să-ți iei doar fir, doar capsulul cu jack mic. Da, adică la valiera. Da, doar, știi, fără transmițător și receptor wireless, știi? Nu, să putea să funcționeze, știi? Și ai o capsulă mai bună. Bine, dar șele, deja scumpi. Suntem live? Suntem live. Salut, bine, salutare. V-am regăsit. Salut. În seara asta l-avem pe Ștefan, dacă ați văzut episodul precedent, nu știu când o scoatem și pe ăsta și pe ăla, nu contează. L-am reușit să-l convingem pe Ștefan să stea pe canapea. Da, ce cântat e. Welcome to wedding. Nu îmi place zâmbetul. Se vede cheful în continuare de filmat podcast, dar chef nu contează. Chef, foamea îți vine mâncând, Ștefan, și Vlad și Alex. Așa că poftă mare. Așa. Ștefan Cojocariu, toată lumea îl știe. Din domeniul videografiei mai exact, ales. Nu? Toată țara te știe. Abis. Te știi lumea, nu poți să zici. Păi, mare parte, probabil că da. Din videografii, din nunți mai ales, știu așa. Am mai văzut-o pe grupuri că ești acolo, te saluta lumea. Deci ești, da, ești în top 5. De cât timp faci nunți, Ștefan, dacă tot vorbim de videografia din nuntă? Zicem așa două vorbi despre tine și trecem la extraterestre, ce spuneam că vorbim de... Păi nu știu. Al câtelea an e? Gen, eu m-am apucat de filmat în 2013. Sau atunci am povestea avut asta primul în podcast contact de... Păi da, atunci au apărut lumea asta. Da. Și... Nu știu, prima nuntă cred că am avut-o prin... Sau primele tentative din nunți. Da, la început nu ai, zici că ai gen 15 nunți din prima. Tentative. Nunta e nuntă, că ai filmat o nuntă. Da, da. Nu știu, a fost 2016, pentru că am avut o nuntă sau două. Ca mine, tot la fel și tot. Tot atunci e da, așa, 2016. Prin 2017 deja am avut, nu știu, 8-10 nunți, ceva de genul ăsta. Și aia tot s-a rostogolit. 2845. Da, tot s-a rostogolit. 2021, 18 nunți. Câte ai avut în 2020? În 2021, am zis. Adică anul ăsta, dar anul trecut câte ai avut? Anul trecut am avut... Sau câte ai făcut, câte ai avut? Nunți integrale au fost vreo 15. Wow. Adică full, nuntă. Și bucăți încă vreo 3 sau 4, ceva de genul ăsta. 18-19. Tot adică cu petrecere full, petrecere. Adică la exterior? Sau și exterior și interior. Dar ai avut vreo una doar petrecere? Doar petrecere, genul oamenii să nu facă altceva. Anul ăsta cred că sunt șanse să fie doar petrecere, că și-au făcut din timp.
Păi ai câteva petreceri și eu tot la 2020 lăsat, am făcut. Lăsat, trecut. Da, da, ai făcut sumate și acum e continuarea. Da. Dar da. Să vină omul să ți ia doar petreceri. Făcut. Da? Nu, dar ce înainte se făceau poate doar petreceri? Nu se făcea. Acum? Anul ăsta da, poate să apară. Anul trecut nu erau. Măi, pentru mine a fost un an, mi-am fost puțin sceptic, așa e, povesteam și lui Alex. Salut, Călin. Salut, salut. Povesteam și lui Alex mai devreme pe balcon că mă așteptam să fiu un an nasol, cumva, știi? 2020? Da. Toată lumea se aștepta. Știi? Nu mă așteptam să, dar am văzut că primul eveniment l-am avut în iulie. Care din iulie? Păi da, dar cumva da. Atunci s-a dezghețat un pic lucrurile. M-am avut la Liria, știu că Liria era gen primul local din prima locație din aia care făcea anunț, știi? Ilegale, nu mai de asta. Cum ai, făceau afară? Legale, men, da, erau afară, erau... Organizat, nu ai și după aia a fost weekend de weekend, știi? Nu știu, două zile pe weekend, gen... Da. Și de ce crezi că ai avut tu acum față de alți colegi? Adică din noi, de exemplu, am avut trei anunț. De ce crezi că clienții tăi au avut curajul să facă? Nu știu, poate a fost un alt profil de clienți, nu știu, cum e clar că nu... A fost ceva care se depinde de mine, gen. Știu, eu trebuie doar să mă adaptez la o situație cumva în care eram aruncat, propriu, sau neapărat aruncat, eram participant, voia mea, dar nu aveam, să zic, un cuvânt de spus, uite, eu vreau să merg la nunta asta, să țin nunta asta. Nu, pur și simplu s-a întâmplat să fii în nunta. Dar au fost la fel de mari cum le aveai până acum? Sau? Și. Am avut tot felul de nunți. Am avut și nunți de legale, gen dacă... Bine, dar sunt așa cum și le-au programat sau le-au făcut făcându-le mai mici sau dimărit? Nu cred că s-au mai mărit. Nu, dimărit nu, dar au fost așa. Au fost oameni care au zis, cumva eu am văzut lucrurile astea, știi, trăgând o concluzie, depinde foarte mult cât și-au asumat mirii. Da, da, și ei și-au asumat tot. Exact. Sunt care i-au zis, domnule, cât este legal să avem? 50 de oameni, știi? Bun, nu suntem 50, postul. Suntem 52, cum mai sunt 2-3 prestatori, da, să zicem. Dar am avut și care au zis, domnule, na, noi să avem o nuntă mai mare, o am facem. Schimbat restaurantul, mai este la din centru, îl facem un pic mai în spate. Toată lumea a venit cu autocarul. Sunt cu ușa, dimineața descui ușa și înăuntru în nuntă normală. Cum gen, s-au făcut, știi? Da, adică... și am avut nuntă de 200 și ceva de persoane, gen, știi? La interior, băi, ca în anii trecuți. Pe om. Nu? Da, dar practic a fost ilegal. Da, e normal, e ilegal. Adică acolo a fost o lucrare, restaurant, miri, știi? Primar? Sau da, ceva de genul, habar n-am, nu știu care sunt combinațiile, dar... Îți dai seama că primul întreba, băi, vrei să vii? Știi? Și mi-am dat seama, băi, nu la interior cu 200 ceva de persoane, e un risc și pentru mine, știi? Te-am întrebat înainte dacă da, vrei dacă să vreau să vin. Uite, noi vrei să facem o nuntă mai mare, nu-ți spunem unde am schimbat. Acum înseamnă că tot asta a fost o chestie interesantă, știi? Noi că nu-ți spunem restaurantul decât în ziua anunții, atunci o să afli. Serios? Sunt gen să nu se... Așa, așa. Alea parturile alea din nișă, știi, n-aflați locația exact, decât era un ziua... joc din ala, pe o insulă. Da, fix. Și îți dădea o hartă să ajungi la locații. Și, într-adevăr, oamenii au venit toți cu un autocar, băgat la nuntă, cu nunta din ață la ora 4:30, au venit autocarul, luat oamenii. Mamă. Și au făcut oamenii nuntă și... Dai seama că și n-au fost cazuri sau ceva. Eu, asistentul meu și fotograful am stat cu mască toată seara, dar restul nu purtau mască, gen. Chelnerii purtau mască, spre exemplu. Știi, asta da. Dar cazuri, invitații, nu, dar niciunul și erau persoane de toate vârstele, gen, știi? Da. No. Și cum întreba Vlad, nu au fost cazuri? Băi, nu știu, n-am mai întrebat după. Eu am fost ok. La ce să mă întrebi? Eu am fost ok. La un moment dat poate ți-au zis ei sau ceva, nu știu. Da, și dacă... Probabil că și dacă ar fi fost cazul, n-ar fi vrut să răspundească, da, gen, nici zvonul, ar fi nici lăsat-o mai moarte. COVID-ul. La același timp, uite, am avut un mir anul trecut, de fapt cât că amândoi au avut, au fost la o nuntă de 50 de persoane. Și-au luat tot. Și-au luat o bună parte din ei, pentru că unul dintre invitați avea, era asimptomatic. Da, da, da. Și el avea nunta și, aveau și ei nunta prin octombrie și-au amânat-o de vreo două ori, pentru că... odată erau internați sau erau proaspăt ieșiți din spital. Cupul ăla care ziceai, nu? Da, și după aia nu s-au mai aliniat, nu știu ce dat, și orarul reprogramat, dar ce nu m-au făcut oamenii. Ok. Am văzut că era pe grupuri mai nou, mai, încă se discută pe grupurile de profil. E moral să te duci, știi?
Era un moral față de cine? Față de COVID? De față de, nu de COVID, față de cine? Tine sau față de comunitate, că alții n-au ocazia. Adică la modul dacă tot nu se face să nu-ți ducă nimeni, știi? Tu să nu fentezi. Man, dacă clientul vrea să facă, de... e pe treaba lui, dar tu să nu te duci, că exact cum am întrebat pe Ștefan. Băi, vrei să vii dacă... E o chestie de asumare, știi? Exact, adică eu mi-am pus în balanță ce vreau, știi? Da, eu știu, vreau banii ăștia. Eu răspunsul meu, dar știi? Zic, eu am citit niște comentarii multișoare de acolo. Fiecare, da. Când stai pe margini și nu ești implicat în jocul ăsta sau ești implicat, dar ești erau implicați, era grup de tabără câștigătoare, s-ar putea să nu ai niște păreri mai pozitive, gen, nu? Da, e destul de ciudat să te limitezi la modul că... A, spre exemplu, dacă pentru tine e mai important... Nu știu, băi, eu nu vreau să mă expun la chestia asta pentru că nu vreau să iau virusul, pentru că, și ai lista ta de motive. Dar nu asta, nu la asta se referea, erau doar gândiri morale, știi, adică poate eu am avut COVID, s-o vaccinat, dar nu vreau să mă duc pentru că nu e ok, că nu e legal, știi? La astea ilegal mă refer, nu la 20 de persoane, știi? Adică, știi... Da, totul ține de alegeri în viață, cred. Păi, știu, da. Eu am ales să mă duc. Am înțeles. Și eu m-aș fi dus. Adică eu am și fost. Adică nu, am avut și eu am trecut nunți și m-am dus. Mari, mici. N-am avut cu poliții, controale, chestii genul ăsta. Dar... Am avut și cu control. Din moment ce erau cu 200 de oameni, erau vorbit și poliții. Poliția era acolo. Am avut eu. Am avut, am trecut, a venit poliția. Da. Și nuntă mare și vorbit. De fațadă, nu au venit și au plecat. Nu prea păreau de fațadă. Adică oamenii chiar... Erau ăștia care nu au fost informați. Era asta care era cu, care a apărut a doua zi în ziar și la sfârșitul articolul era restaurant cu care organizează cu mătrii. Videograful asemenea. Reclamă mascat. Și pentru, pentru mai multe detalii vă lăsăm și numărul de telefon. Da, cine știe, dar din ce am văzut atunci nu părea să fie prea prietenoasă treaba, știi? Numai că nu au avut. Mai fost toate din genul ăsta de restaurant. Sănătate. Nu, e o situație nouă și complicată pentru toată lumea, știi? Stai și te gândești la... Adică te pui și în situația mirilor, știi? Dar poate nu sunt acum o grămadă care o să facă, că zic... Și eu cred că sunt... Dom'le, fac indiferent, o fac cum o fi, eu tot o fac. Și dacă are posibilitatea să o facă mai mare, o să o facă mai mare. Normal. Pentru că au văzut și cei care au amânat, au văzut că alții în jurul lor au făcut. Mai ales, da. Dar eu am avut, spre exemplu, în septembrie, cu două evenimente care au venit așa, în scurt, știi? Sac. Nu le aveai. Da, nu le aveam, gen s-au mai mutat niște nunți, s-au liberat niște date, au venit oamenii. Cineva nu a vrut cu petrecerii, cineva a vrut cu petrecerii. Na, te-ai împărțit. Știi? Foarte ok. Anul ăsta o să fie? Acum a fost anul trecut. Câte ai? 18? Nu, anul ăsta... 45. Bine, eu anul ăsta nu... La modul cel mai sincer, nu prea aș vrea să țin toate. Prea mult, da, da, corect. Fără să vreau să fiu ipocrit. S-o mai adunat un pic și din urmă. Da, nu știu, am vreo 36 anul ăsta. Sunt pic cam multi pentru mine. 36 ești? Da. Acum și eu 35, e ok. Da, e blană. Da, cumva, cumva am aplicat strategia de anul trecut. Gen anul trecut, să zic că aveam vreo 25 sau 26, o parte s-o amânat, știi? Cred că una singură s-o anulat. Și cumva... Când ai mai multe și se înjumătățesc, tot, ce rămâne tot e o sumă ok, știi? Când ai puțini și se înjumătățesc, logic. Da, dar îți ziceam, depinde și cum le-ai împărțit cumva, știi? Că dacă poate să înghesui în august, septembrie, sau aproape toate, e grav. Întind, pe... Dacă o iei ușor din mai și o duci, știi așa, chiar dacă sunt multe, merge treaba, știi? Da. Vedem. Eu atunci când am avut și 35, cum aștept să-mi țin toate, nu știu. Erau destul de ok, știi. Dacă se dă drumul din iunie, mai la liber, dacă se ține toate, toată lumea vrea să facă, nu înțeleg. Okay. Hai, dă-i bătaie. Eu zic că o să fac, din iunie încolo o să rupă. E așa, am o impresie. Descurcăm-ne. Da. Am niște combinații din astea, un pic mai eronate, gen... sâmbătă, duminică, nu știu, Botoșani, Brăila, Piatra, Tecuci. Vezi, te teleportez, nu? Am și Uriaș, București. Mi-am luat salta din aia auto, știi, Iași, care București, pui în spate schimbat-o la Sibiu. Da. Păi ai caravan ceva, nu? Zic că aveam Iași, București, dar de la București s-a schimbat-o la Sibiu. Bun, bombă. La Sibiu e mai mult decât la București, nu? Da. Nu dacă îți mai ai 10 km, dar cu siguranță faci mai mult, ca faci știi. Mai mult. Faci vreo 7-8 ore, ceva genul ăsta. 9 ore faci mai mult. Până acolo. 9 ore? 8 ore, 9 ore, depinde din pauză. Știi la ce mă gândesc? Cum? Ah, de fapt, da.
S-ar putea anul ăsta, chiar dacă se fac evenimente, să fie mai scurte față de... Adică păi oamenii să fie învățat un pic ceva și... Poate nici nu mai sunt dispuși neapărat să mai stea până la 5 dimineața. Oamenii nu știu, s-ar putea să fie niște chestii de la restaurante, știi? Niște, da, niște restricții partea asta. Vorba, de ei au văzut și că se poate și așa, mai ales în zona Moldovei, știi? Și restaurant, la urmă, nu interesează profitul, să vadă încasările pe mâncare, pe așa, dacă omul stă până la 12 și are aceleași încasări, da, ar trebui să ne apă la 5. Păi drumul, păi Liria anul trecut bine, doar, sau celălalt restaurant care am mai făcut, au făcut până la 11-12 maxim sau ceva, până la 10. Păi da, pentru oameni ar fi mai bine, gen, pentru invitați. Cu siguranță ar fi mai bine. Păi și tu odihnit la unul. Chiar dacă pentru noi, pe timpul zilei, n-ar fi. Depinde la ce ori te cheamă și... Nu mai stai. Măcar ajungi după 12-1 și dormi în pat și dormi ca omul noapte, total ziua, știi? La a doua zi tu și la altă nuntă. Te duci la altă nuntă. Poate dormi tot puțini ori, dar măcar dormi ca omul, nu ca șoimul. Merge live-ul? Merge, deci. La celălalt suite 173 de oameni, 180. Ah, slăbuț, la noi suite. Câți ale? 5.000. Avem un 5K acolo, nu? Da. Nu știu, o să vedem ce o să fie. O să fie un an interesant, oricum, pentru toată lumea. Ai să te reîntorci la anunț cu același vibe ca cu 2 ani, de exemplu? Sau te-ai mai desumflat? Nu, eu... Ce s-a schimbat în ultima perioadă? În ultimul an? Sau ce anume, vis-a-vis din nunți? În ultimul an, da, hai. Nici anunțul de anul trecut, chiar dacă le-ai avut, nu poți să fii cu normale. Nu mai seamănă normale. Anunțile. Nu, oamenii sunt un pic mai reci. Păi na. Asta am sesizat. Oamenii sunt un pic mai reci. Și mai, un pic mai speriați, știi, mi se pare mie. Ei mi se pare un pic nu cel puțin din ce am avut anul trecut. Bine, era și anul trecut, era un an deosebit. Nu mai aveau răbdare, gen. Da. Nu neapărat că mai reci. Poate și un pic speriați, cum zici tu, dar parcă nu mai aveau răbdare aia de... Hai să facem ședință în pădure, da, păi nu mai aveau, că erau cu panică cumva. Da, că... Hai repede, dar nu să fugă de poliții sau de ceva. Nu, dar aveau un stres. Da, exista acolo ceva, știi, nume, hai la petrecere odată și îi dăm și sănătate. Stai nu, dar și plecăm acasă toată lumea. Mie așa mi s-a părut. Schimb un pic. Să schimb în bine sau în rău? Eu cred că sunt șanse reale să schimb în bine. În ideea în care durează mai puțin. Da, da, da. Măi, dar chiar dacă se schimbă, adică dacă o privești acum poți să zici că se schimbă în rău, dar cred că ne putem mula să scoatem ceva frumos din schimbarea aia, știi? Doar noi ce facem la anunț? Scoatem frumosul din evenimentul omului, știi? Vezi că și stilul nostru, la an la an, se mai schimbă, mai vezi o chestie, da, mai... Da, cum se schimbă stilul. Și atunci cred că poți stimulezi pe o nouă situație care apare. Prin cât mai ziua, cât oamenii mai reci, cum e așa? Scopul nostru e... Save, nu? Da. Să eviți părțile alea urâte, care nu... Da. Păi existau și înainte, adică... Tu cât inunță ai în asta? E, calculat, sunt la trecut vreo 20 și ceva, 20. Din care vreo două... O picat, de tot, adică la modul sănătate. Ne vedem la boter. Da, am și eu două boter. Care s-au anulat, tot la fel. Dar tu cât ai editat? Bine, nu-i ca și cum acum facem. 17-18, ceva de anul. Așa, 20, mai e 15, genul. Da, cred, ceva de genul. Într-un an normal, cât inunți ar fi un minim de să fii satisfăcut ca și volum de muncă și financiar? Păi, sincer, la modul real, mie mi-ar ajunge un 15-18 inunți pe aici. Aș fi foarte ok, știi? Adică aș avea timp și pentru job, și pentru familie, și inunți, și toate. Dar cu toate astea, vreo 15. Nu poți să le refuz, nu? Depinde care e strategia. Da, păi știi, tu, atac, nu neapărat să le refuzi, poți să dai un preț mai mare și îți creează automat. În ideea în care le refuzi sau dacă pică da, nu, sau poți, pui le refuzi, liber, dar elegant, știi, că nu... Dând un preț mai mare, elegant. Ce elegant. Păi, nu știu, probabil și pentru tine, tot are un preț, nu? Da, normal. Adică te gândești, băi, am 15, mai vreau? Nu. No. Păi, aș putea să mai iau 2 sau 3, dar nu pe aceiași bani, adică... Și pentru tine înseamnă un grad de încărcare mai mare, înseamnă mai puțin normal timp pentru alte chestii, sacrifici din ceva, nu? Normal. Să vin la pachet cu ce? Anul trecut, câte am avut? 7, nu? 7? 7 care a fost
full, adică nu, normal. Fără bucăți, fără nimic. Și ca parte financiară, bine, au fost și înghesuite în ultima perioadă anului, îngrămădite. Dar dacă îți calculezi bine banii din 10 nunți, mai mult decât ok. Pe, nu doar 10 nunți, să ai și alte proiecte. Să ai și alte surse de venit cumva, da. Dar un plus, adică, se simte. Dacă până acum anunțile erau the main thing, acum o să fie un eu plus. Eu înțeleg cum reușesc cu oamenii ăștia care au făcut doar nunți sau care fac doar nunți. Păi și am avut tentația. Nu prea reușesc, că-s lați, nu? Și am avut tentația asta, dar... Sunt că par ok, nu știu. Sunt și care și-au închis business-uri, am văzut. S-au închis. Sunt, da. Sau uite, care-i soț, soții și fac, știi, fotografi sau așa, dă-i seama cât. Și mai ales că vezi, la noi lipsește partea asta de educație financiară. Știi. Când ai bani, spargi toate. Și când fiind mai în ai... domeniul ăsta mai boiem, știi, ține de nunți și așa, tins, să te duci și tu pe direcția aia. Fără număr, bagă, știi. O fire mai artistică. Nu înseamnă că câștigi mai ușor. Da, e așa, mai trăiești într-un norișor, știi. Și dacă n-ai educația financiară... Dacă n-ai o plasă de siguranță, că s-o termina norișorul, te-o duci. Cam duci. Eu asta am învățat de anul trecut. Asta cât de cât financiară. A demonstrat că se poate și un pic altfel. Păi da. Te adaptezi, normal. Poate. Te adaptezi, dar uite, da. Sunt care cred că nu s-au adaptat, cum zici. Care păi nu da, nu cred bine. Că toți. Că bun, n-ai avut bani puși deoparte, n-ai ce să mai adaptezi. N-ai avut, n-ai avut. Știi? Dar te reorientezi. Apar noi nișe, nu? Apar noi chestii. A apărut o grămadă, nu poți să-l faci, nu? La story pe Facebook, văd că toată lumea face poze de food, de photo modeling și... Existau și astea înainte. Doar că nu erai tu așa intuit, că nu aveai treabă cu ele, te uitai doar la anunț. Posibil, știi, când te interesează ceva, le vezi. Păi tocmai, exact. Da? Eu cred că nevoia exista și atunci. Poate... Și restaurantele s-au deschis un pic mai mult sau nu neapărat restaurantele. Toate da, locații, localurile astea care au mâncare și pentru prezență online. Da, păi gândește-te un pic cam cu cât au crescut vânzările la pentru livrarea la domiciliu de mâncare, genul ăsta, știi? Asta da. Dar uite că noi am avut. Și toată lumea vrea un meniu pe telefon, vrea niște, vrea o reclamă, vrea, nu? Noi am avut surpriza de a face o ofertă mai mic așa pentru gen Horeca, care să le dăm niște servicii de foto-video și nu s-o înghesuie lumea și la un preț accesibil. Ei, nici n-am promovat-o ca să păi zici nu, că... dar le-am trimis la niște oameni chei, adică care chiar se ocupă cu marketingul. Știai că din sunt niște... șanse să înțeleagă ceea ce da. Faci tu și... Nu, la modul... Dar nu păi nici restaurantele n-au bani acum că sunt varză dar sau... Doar am făcut la un niște prețuri ok, am gândit-o la modul win-win, adică eu te ajut pe tine cu un content de care ai nevoie în momentul ăsta și tu îmi dai o sumă modică care, da, dacă facem la volum s-a adună. Dificile, cum zicea și Vlad, și inclusiv pentru ei, pentru că cumva, nu știu dacă ai observat, dar anul trecut și anul ăsta, principalul vinovat sau principala țintă sau una dintre principalele ținte în tot ce se întâmplă în țara asta pe domeniul, pe subiectul pandemiei, a fost Horeca, știi? Ca și cum toate... A fost cam cea mai afectată. Bine, și industria asta a evenimentelor da, și anunților. Da, 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 cumva de Horeca, da. Intră cumva aici, da. Da. Da, adică tot ce se întâmplă, gata, închidem restaurant, știi? Man, da, cam poate înțeleg, nu neapărat nu, acolo sursa lor, că nu știu. Eu nu cred că nu a avut bani sau că nu a vrut. Asta e o prostie oricum românească, valabilă, general. De mult timp, că nu bagă bani în marketing, în promovare, exact, știi? Da, da. Dar asta. Eu cred că restaurantele care au bani în perioada asta, doar că au preferat să îi mai țină și nu că nu i-o da pe marketing, pe niște story-uri făcute de noi. Eu ținut pur și simplu nu i-o da pe nimic. Da. Eu ținut ca să supraviețuiască pentru că aveau niște siguranțe. Că exista nesiguranță aia, domnule. El se gândește, eu am atâta oameni pe care îi țin pe dreapta. Da. Exact, adică da, asta e varianta, salari, explicația cea mai logică și pertinentă, și dar eu nu cred că s-a întâmplat așa. Eu cred că multi, pur și simplu, e o prostie în capul lor, știi? Nu cred. Vreau să fac lucrări la domiciliu. Bun, boss, cine te vede? Ai o poză făcută ca lumea ca să te vadă? Păi, dar nu. Păi cum vrei tu să ajungi în ochii omului dacă tu nu investești un minim din buget ca să faci chestia da, aia, știi? Da, dar probabil că a funcționat și altfel. De exemplu, dacă e un obicei culinar să mănânci la un anumit restaurant, știi? A venit pandemia, te-a închis în casă și vezi că restaurantul ăla face livrarea la domiciliu.
Da, tu cumva știi da, cam ce vrei să mănânci. Pe clientela cumva. Pe care deja da, o au. În zona în care dar te au. Dar se plâng că, dom'le, nu merge, nu... N-ai client. Ce să facem da, când vrem să creștem clienții pe domeniul ăsta? Canci. Da. Bun, bagă 200 de lei într-o postare. Știi tu foarte bine, perioadele de criză, cumva, pentru unii momente în care poate să găsească unii, niște idei, da. Să-și ramifice... Da, dar eu am avut scoate tot felul de chestii, pentru alții se duc în cap, pentru că nu au flair-ul ăla, nu știu să adaptezi, nu? Deci unii se îmbogățesc în vreme de criză și alții se duc în cap. Da, dar întrebi 10 oameni, te aștepți ca măcar 6 din aia să rezoneze cu ce îi propui și 4 să fie în treaba lor, dar au rezonat 0,5 din 10, știi? Adică jumătate de om. Da, jumătate de restaurant care o să da, frate, facem și dăm înainte cu asta, știi? Da, a doua zi nu ți-o mai răspuns la telefon. Și mi se pare așa. Nu, no, Alex. Da. Doamne. Și la anunț la fel. Trebuie să te adaptezi, investești în anumite lucruri. Găsești soluții, îți vină și clienți, să faci. Bine, acum multe restaurante și-au făcut terase, și-au făcut open space-uri ca să igluri. Da, s-o pregăti, da, tot felul de chestii. Nu, pentru nunți măcar. Da, am făcut niște mie la un anumit moment, anul trecut, aveau la anumit restaurant din Iași, nu o să zic numele, și îi presau cumva să le spună dacă mai vor să facă nunta, ei aveau prin octombrie sau noiembrie, ceva genul ăsta. Asta s-a întâmplat prin iulie, să zic. Sau dacă nu, să-și aleagă pentru anul viitor o dată, știi? Dar nu poți să țin două date, să aleagă una, știi? Și zic, mă, dar vorbiți și voi cu ei până atunci să-și facă o terasă, gen, și... Vreți-le și voi. Aveți șanse mai reale să faceți pe o terasă, nu? Cumva a început să... Nu moda, dar se posibilitatea spune. Asta, știi? A, că nu vor, cum știi ce, între timp și-au făcut și terasă, dar... Câțiva oameni, cumva... Eu cred că dacă... Da, e pierdut. Plus că dacă ei ar fi avut posibilitatea asta să-și facă nunta acolo, pe terasă, cred că ar fi făcut nuntă, știi? Fără să... Da, fără să muți, fără să... Știi? Între timp... Unii probabil s-au despărțit, alții mai au copii, alții cine știe ce s-o mai întâmplă prin vieții lor, nu? Da, nu știu, e complicat. Dar acum și restaurantul ăla, depinde de ce situații l-au prins. Are linii de credit, are cutare, mai are bani, nu mai are bani, doar și pe o terasă, nu faci cu... Da, da, sunt niște dificultăți lei, financiare la fiecare, știi, mai mult sau mai puțin. Pentru tine, ca un restaurant mic, poate să-ți pară o sumă enormă. Exact. Pentru restaurant, s-ar putea să mare, s-ar putea să spună că eu nimica toată, dar nu vreau să o fac. Da. Nu merg. A fost cum au fost și restaurante care s-au închis în Iași. Da, Ristretto. Care? A, Ristretto, nu. Dar ei cred că abia așteptau motiv. Îi vedeam că sparg așa într-un... Da, nu? Hai, băi, cât mă-i faci, mă. Așa, nu aveam impresia. S-au făcut Mihai niște filete și hai, închidem. Da. Da. Care e restaurantul preferat din Iași pentru nunți? Pentru tine? De filmat, nu de mâncat. De meniu de nuntă. Greu, nu? Da. Știu. Dar nu mai primi niciodată întrebare de la o cunoștință, la un prieten, știi? Se recomandă restaurant. Urmează să mă însor, nu știu când, dar zi-mi și tu care e cel mai șmecher, știi? Punem șahmat. Măi, cumva la fiecare care, sunt... Ce? Zi tu, care e cel mai... Din oraș. De la nu din afară. Nu din afară e mai ușor. Din afara orașului sau din afara... Din afara orașului. Zi, măi, din Iași, care e cel mai mișto? Nu știu, cumva la fiecare ai... Părți buni și părți negativi, asta niciodată strag linii, păi, să văd zici că e greu. Păi zic, n-ai... Îi place la... Îi place la Valea Sânzienilor, n-au. Da, dar să-i în oraș. Păi nu-i în oraș, e la... Știi că ne chineam noi să găsim pentru... Pentru top 5, să găsim 5 restaurante. Da, da. Care? Cum să iei? După ce criterii să iei, știi? Da, dacă iei să iei și prejurim, da. Foarte ok alegerea. Eu n-am avut niciodată. Valea Sânzienilor e o variantă foarte bună și... Da, doar că nu sunt chiar restaurant. Da, cumva. Nu pot să-mi denumesc. Dar e locații? Da, e locații, da. Cu locații pentru nunta altfel, știi? Adică ai poți să faci altfel o nuntă. Anul trecut a fost chiar... Era bună. Am avut acolo, da, am avut o nuntă acolo. Care e restaurantul la care îți place să filmezi când intri în... Știi că sunt locații în care unde pui camera arată bine. Da, Liria, de exemplu, mi-a plăcut anul trecut, am avut două din trei nunți, le-am avut la Liria, dar afară. Afară ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut afară. Da. Cu luminit? Da, cu beculețile alea, arăta bine. Era altceva, da. Înăuntru dar e horror. Dar depinde și acolo, de ori. Horror de... la
pe ponton. Depinde, da, normal, dar dacă ai soarele la 12, grav. Da. Da, bine, nu ora potrivită. Păi, spun, la fiecare găsești chestii faine, sunt și plusuri și minusuri cumva, știi? Păi, care cea mai plăcută sală pentru tine? Ca și design, spre exemplu, ca și design. Când te uiți prin obiectivul camerei, asta spun, cum arată, nu? Să-ți placă ce vezi. Lumină, unghiuri, arhitectura, nu știu, cum îți... Ospătari prin cameră, prin cadru. Băi, asta cu ospătarii grav. Ai pus degetul pe rană. Măi, ca și design cumva, sau ca, cum zici tu, ce se vede, îmi place, spre exemplu, sala... Motoarelor. Sala motoarelor de la vapoare. La castel, sala... Prima, de sus. Turnurilor. Sala turnurilor. Care e de sus, măi? Nu este niciuna sus. Ba da, este una sala sus. Turnurilor. Sala turnurilor. Prima sală. Da, prima sală. Aia e sus, jos. Preferata mea, da. Prima sală de la lor, care au făcut. Da. Cu lemn, cu... Da, da, da. Cumva aia mi se pare că oriunde ai îndreptat camera... Exact. Aia arată ok, arată bine, știi? N-ai pereți, strâmbi, da, ai geamuri. Nu arată sala de conferință, nu? Da, da, da. Nu arată sala de conferință, nu arată, da, nu arată, da, arată de la Palace, hală, nu știu. Da, da, da. Dar în același timp, pentru o nuntă în aer liber sau așa, parcă îmi place mai mult la Liria. Da. Sau la Valea Sânzienilor, la deși Castel acolo, știi? Nu prea ai ce. Am avut o nuntă la Castel în aer liber. În curtea interioară. Da. Băi, a fost foarte mișto. A fost singura nuntă care cred că s-a făcut acolo, așa. Nu știu dacă s-a mai făcut. Unde? Mai făcut la castel, în curtea interioară. Curtină. Și oamenii... Afară. Ai uitat să dai rec? Nu s-a dus. Aduce un energizant, frăiță, familia. Și mie, te rog, dacă ești. Două. Ți-l plătesc. Da, pentru că Cristina sunt complet. Da, măi, și mie îmi place sala aia. Așa... Și Pleiada arată bine. Nu. Nu. Nu, nu arată bine. În sala, adică la modul când îmi place ce e acolo, da. Dar îmi pun camera să filmez, nu. Nu. Ceva nu se leagă. Dar în ce sală ai avut? Aia de sus. Na, aia de sus. Bine, am avut în toate. Că... E ciudat aia de sus. Adică stâlpi aia mari. În mijloc, cu mese, da, de alea. Nu, tu și eleganțică, știi? Păi ce? Adică... Auzi, dacă nu vii pe burtă trăgând de lumini, de alea, nu... Mulțumesc! Mersi! Mai vrei... Cocârți? Mai pune-mi în gureș. Ăsta... Nem. A, iată, alea tu, că... Da, mai ai... Ăsta e un Ștefan. Dar ce ai făcut? Eram pahar. Ăsta e lui Alex. Eram pahar. A, tu episodul ai trecut. Ăsta e din episodul trecut. Bău cola. De acum două săptămâni. Bău cola. A, vrei doar energizant? Da, da, da. Ok. Păi nu știu, mie mi-a plăcut așa cum arată, cum e atmosfera acolo la Pleiadă, știi? Nu știu. Băi, cred că ține și un pic și de ce nunță ai avut, că știi, contează, da, oamenii, posibil. Și atmosfera, vibe-ul. Da, am fost, ci drept am fost de două ori acolo și de fiecare dată am plecat cu un vibe foarte ok de acolo, păi, știi? Na, na. Adică mi-a plăcut așa, mi-a... Plecam mort. De beat. Nu, contează. Da, în aer liber, Liria și Valea Sânzienilor, clar. Da, nu prea ai opțiune. E altceva, știi? E greu. Da, și, da. În afară de este afară, ce mai este în afară? E multă afară. Mic. Măi, toată lumea a improvizat câte ceva, o terasă, o chestie acum, na, nu știu. La Capitol, dacă a făcut ceva, nu știu. Dar dacă a făcut ceva la Capitolul, tot afară, când am fost noi. La un moment dat făceau, pregăteau o terasă pentru nuți, dar n-am mai văzut. Așa la poliz. Da? Da, dar eu nu cred, nu... Eu nu știu unde. Da, e o variantă bună pentru un eveniment afară. Da? Ea am nu Ceaușescu? Sau nu aia? Nu, 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 nu. Aia e la Dobrovolec. Eu n-am mai văzut acolo de mult. Și acolo mergi din nou. Da, chiar acolo mergi. Afară, jos. A, acolo nu prea ai restaurant. Ei, nu prea e restaurant, chestii... da. Păi e tot un fel de vară. Ai, la ei, catering, dar e fail. Comunism. Da, mâncare. Da. Da. Sper bombă. Da. Aici îmi poți aduci tu ce catering vrei? Ba da, probabil că da.
Vezi? Se naște o nouă nișă, o nouă chestie. Da. Oamenii își dau seama că nu ți-l poți făcut și altfel. Și o să fie o chestie faină. Ar merge în niște locații, sau cel puțin o locație bună în Iași, la modul ăsta mai... Da, mai altfel, nu? Da. Că n-ai prins un nunț la Căminul Cultural, adesea, nu? Băi, am prins-o nu, în 2016. Am prins-o în nuntă la Căminul Cultural. Bă, erau cămini pe vremea. Erau dar eram... Cu geamul spate. Eram, nu știu, aveam 3 ani, 4 ani. Și am cântat la fluier, toată noapte. Ai cântat la fluier piciorului? Da, frate, am prins. Da, aveam un fel de ăsta mic. Da. Ce ai, măi, nebun, ce era acolo? Dar m-am uitat azi la... Filmare. Nu, că nu eu am făcut nuntă acolo. Ani Moisescu a făcut podcast azi cu Lăutarul ăla și cum cu un acordeonist și mai vorbeau. Păi are un podcast, ceva, Căminul Cultural sau chestia asta. Da, da, pe ăla, da. Și vorbeau de nunți, de lăutari săraci, că îi hămăleau ăștia, îi păteau. Cu țambalul, cu alea. Țambalul, să te duci, iei nașul. Vină, mergi tot satul 15 km pe jos cu acordeonul, cu instrumente. Cu tine, cu alea. Da. Când pleacă, se termină nunta, dar duci-mi la așa, cum nu poți duci? Trebuie să duci la așa, acasă, cu muzică. Că nu putea să pleci așa, oricum. Patru, abia se încălzau. A, de asta unii nași nu pleacă acum, dar nuntă ăștia atât, cu muzică. A doua zi, după nuntă, se făcea ce orba de pătroaci. Rămâniți acolo. Duce și adu nașul cu muzică. Așa nu... Știi, tot satul, când merge nașul, ce orba. Bine, astea pe vremuri. Și ăsta Ani Moisescu, vai, dar ce frumos, e păcat să moară tradițiile astea și ăla, da, da, nu... Cât bătaia la adică, noi. Nu știi cât de greu este, adică nu e chiar ok, știi, da, da. Păi, chiar, cum e acum, după atâta timp? Vă dor de o nuntă de asta cu tradiții? Băi, știi că aș face una, mai ales acum, dar din aia, grav, m-am avut. Fai, cu ce bucurie m-aș duce să văd bătătura aia de la țară, de... Phoenix, ar trebui să-mi iau bătături și eu. Acogească, da? Păi, una, știi că una de asta pe an merge, nu? Te recorești un pic să vezi. Îți trece din nuanță după aceea. Trece din nuanță. Nu, am avut acum câțiva ani una la Butea, lângă Butea, nu? Lângă Roman sau ceva de genul. Un sat de catolici. Oamenii au făcut bine, oamenii foarte ok, dar au făcut super tradițional toți. Au mers pe drum, pe sat, pe căldări, cu apă, cu... Și luai așa cu gimbal de jos. Bă, ce gimbal, nu aveam nici gimbal și mi-a părut atât de rău că n-aveam trei camere să surprind. Era la un orice, oriunde te uitai în satul ăla, vedeai cadru, știi, o băbuță, un câine, o vacă. Era super autentic. Și pe aia au făcut la Hanu Ancuți, petrecerea, la fel, populară. Tradițional? Max, a fost super șmecher, nu? O ieși? Și mă ofticam că n-aveam... O ieși bine, dar nu... Vedeai potențialul ăla, știi? Bine, acum oamenii erau foarte ok. Ah, ba nu. S-a întâmplat. O avea o tradiție care, când au ajuns mirile la mireasă, prietenul i-a rupt poarta. Adică, asta era tradiția. O rupt poarta, o tras din poarta, gardul cu tot. O luat, l-a pus deoparte și a intrat să ia mireasă. Și așa se face. Adică, nu, noi filmam și nu uitam, mă, dar nu face. Nu luăm. Dar oamenii foarte civilizați în felul lor. Și da, dacă asta e tradiție. Da. Dar mai sunt aici tradiții pe lângă Iași, să mai bate ăștia. Da, când să ia un pic... și turmentat și așa, nu prea mai este amuzant. Păi și ce preferi? Preferi o nuntă de asta tradițională în care oamenii au viață și expresiv și transmit sau o nuntă mai elegantă, la hotel, cu oameni mai... Păi și, ți-am zis, una din aia super tradițională mi-ar plăcea una pe an să o am, a să fie autentic, acolo, adică da. Să fie bun. Știi? În Moldova poate mai puțin se mai întâmplă, în zona aia Suceava încolo chiar mai sunt, da. Care îi simți pe oameni, vezi bătrâni, care chiar trăiesc momentul, e mișto. Ce mi se pare super important cumva și care, un element care cred că face diferența, e dacă mirii se simt bine în postazele alea, în momentele alea sau nu. Se simt. Dacă simt bine și sunt confortabili, chiar dacă tragi stilul ăsta documentar, știi, ies ceva foarte ok pentru ei, dar dacă ei o să fie stingheriți în momentele alea, în Moldova de atunci tu ești pus într-o situație cumva ușor ingrată, știi? Ce predai, știi? Ci adică dai versiunea lucruri. Părinților da. Pentru părinți sau exact. Ei vor altceva, știi? Cum faci? Eu am avut o situație de genul ăsta la o nuntă, la Vaslui, singura nuntă care am avut-o la Vaslui. Nu că aș avea ceva cu... Eu am avut la Vaslui cea mai tare nuntă. Care... Eu am avut cea mai tare. Da, și a fost un moment când a ieșit mireasa stătea la bloc
au ieșit cu toții din bloc și au făcut o horă în spatele blocului, cu vecini de acolo, cu băbuțe la parter, cu toată lumea. Și după, la ceva timp după nuntă, mă sună mireasă, oameni foarte ok, nunta foarte reușită, să spun. Mm-hmm. Băi, uite, nu știu, eu în momentul ăla nu m-am simțit neapărat mm-hmm. foarte confortabil. Parcă n-aș vrea să apară în momentul ăla, știi? Eu știind cumva și toată dorința părinților și implicarea lor, am zis, măi, cum ar putea să fac? Zic, aș putea să-ți fac două versiuni, știi? Una care să aibă momentul ăla și una care să nu aibă momentul ăla. Pentru că pentru mine era o chestie de... Nu dura foarte mult să editez chestia, momentul respectiv, știi? Și după ce am predat filmarea, am zis, bă, cum e? Și am zis, băi, să știi că mi-a plăcut momentul cum au fost acolo și l-am păstrat pe ăla. Inclusiv pentru noi, știi? Adică nu știu cum a perceput ea momentul ăla, știi? Dar probabil că a plăcut. Văzut după aia. Da, văzut așa. Tău, probabil poate... o mai trecut timpul, s-o mai liniștit un pic apele. Nu, mai, dar asta a fost. Și da, nu. Dar foarte bună rezolvarea ta, știi? Adică am zis că părinților le dați o versiune, vă păstrați care vă place și cumva toată lumea. Eu, uneori e posibil să apară un conflict de genul ăsta, știi? Între părinți și miri. Da, dar ce-l costă, adică, na, bine, să nu-i cer tu acum, nu știu cât în plus, ca să-i faci două versiuni, să zic. Da, dar ce-l costă pe el să aibă un pic mai mult și să aibă și pentru părinți în același film, știi? Păi, nu-ți place, dă mai skip, piste și uite unii, ce știi tu, arătai bine și ți-a plăcut tine. Hai, problemă, știi? Da. Păi, ce părere ai despre noile filmări de 25 de minute, 15 minute predare? Eu cred că există clienți și pentru genul ăsta. Și există și oameni care să... nu știu ce vor. Există și oameni care să le facă. Asta se găsește oricând, nu e problemă. Man, nu știu, gustul nu se discută. Dacă oamenii vor ceva genul ăsta și cred că se regăsesc mai bine într-o versiune de genul ăsta, de ce nu? Da, dar ajungem la întrebarea aia. Clientul știe ce vrea? Exact cum ai spus tu mai bine. Dar poți să-i arăți variante și el să aleagă. Da. Doar că, de exemplu, eu aș... Taxa mai mult asta de 25 de minute decât una de o oră jumate, că e mai greu să o faci, evident, nu? Că e mai greu. Da. Muncești mai mult. Da. Da, nu uite, cum sunt o grămadă de momente în care tu știi că nu le prinzi, că clientul ți-a spus că vrea 15 minute și n-ai de ce să-i prinzi ora din fața blogului. Da. Tu știi că trebuie să predai fix esențial, știi? Da, și da, tu îi faci o surpriză și mai dai încă o oră în plus, gen cu tot prins, sau două ore, știi? Ei, na, poți el nu o să aprecieze. N-ai variantă standard de 2 ore și variantă short de 40 de minute. Dar nu, am ori, știi? Da. Unde dai ani. Da, vezi cumva de obicei cei care predau 25 de minute nu filmează nici 25, nici 50. Și nu înțeles mai scurte. Filmează 4, 5, 6 ore, știi? Da. Și de acolo aleg ei fragmente, chestii esențiale pentru miri, știi? Da, dar... Eu cred că și nu te-ai mai scurtă, nu? Nu, neapărat. Cred că nu bine, poți face, normal că poți face un edit de 25 minute din orice nuntă. Da, da, da. Nu oricine, normal. Dar mă gândesc bine, că orice să... esențialul ce exact. Adică cum să afară nunții, adică petrecerea durează 3-4 ore maxim, nu durează 10 ca la noi. Aia e altceva. Păi asta altceva. Zic, cumva de acolo e pornit acolo, conceptul. Da, că... de acolo e gen Italia sau care sunt aproape de noi. Adică mi se pare un pic greșit ca tu, ca prestator de servicii de genul ăsta, să impui clientului și să promovezi. Poate e doar un diferențial de marketing. Băi, clar e de marketing. Fii altceva, da? Vrei altceva, ești un pic de curaj. Da, dar... Vezi și mulți clienți care vin și zic, vin la tine cumva și zic, dar eu nu vreau să-mi dai 4 ore de alea cum îți dădea. Știi, nu vrei, ceva mai mișto. Hai să-ți dau și după aia mai vorbim. Știi? Da, tu îi dai și știi tu mai bine să faci în momentul respectiv, oricum. Tu poți să faci și da. Din materialul ăla poți să faci unul 25 și unul de 4 ore. Păi da, dacă vine clientul să-ți ceară, poți să-i faci. Faci unul de 25, nu în ideea în care scoți, faci cat. Nu mai, să faci bine mai de 25, da. Vizual s-ar putea să arate mai bine. Dar ca și amintirii, nu mi se pare ok unul de 25. Știi? Nu știu. N-aș varianta corectă, varianta corectă e să-i dai, dacă tot filmezi 6-7 ori, adică ai o grămadă de material. Clar. Dă-i 25, 15 minute exact cum vrei tu și cum vrei să te promovezi. Dar în același pachet, dai și varianta de 3 ore. Fără... Poți să o bugetezi cum ar veni. Eu bugetez, o pui pachet. Da, nu știu. Dar mi se pare corect față de client că practic aia e amintirea lui asta autentică. Foarte bine, știi? Că mai foloseau și alți videografi în trecut. Cred că și astăzi mai folosești. Spre exemplu, tu mergi, tragi doar pentru clip.
A, da, și mai încă o echipă lângă tine care... Da. Salut! Care gen trage stilul oldies. Asta ține de tine, cum vrei să faci business. Echipa, știi, cumva. Știu niște personaje care făceau o strategie de genul ăsta, știi? Și cumva el făcea doar clipul sau poți să-i faci un edit de 15 minute. Dar nu știu dacă îl interesează client cum îți faci tu business. Păi nu, dar tu poți să-i spui, domnule, venim 3 oameni, spre exemplu, sau 2 oameni. Sau da, zic, da, mi se pare un pic ciudat, gândește, hai, la video, un pic altceva, dar gândește că fotografii, dau 10 de mâine promovează, da, nu 10, 5. Și spun, boss, 5, îți garantez că asta o să fie cea mai șmecheră amintirea ta. Și reușești prin marketing și prin impunere să-ți faci 5. Clienții tăi, știi? Păi și nu crezi că alea sunt cele mai valoroase? Ani, 10 ani zile. Crezi tu că îți ajung chiar 5 fotografii de la nunta aia? Nu, dar felul ăsta crezi valoarea lor. Că ai doar 5. Nu știu. Le pui pe nufătă. Exact. Le vinzi ca NFT-uri, da. Da, nu știu, discutabil. Și cred că o să existe tot timpul chestia asta. Da. Și îți dai seama că ăsta e un diferite, val. Da, o să ajungă toată lumea să facă 25 de minute și o să apară unul care, boss, eu îți dau 4 ore. Păi da, deja au apărut. Nu cred. Ei, nu. Ar trebui să fii tot 4 ore diferit. Să dădeau acum 10 ani. Păi da, trebuie să fii diferit tot timpul. De asta se întâmplă chestia. Ești diferit. Cum zicea Ștefan? Cu ce ești diferit? Prin stilul de filmare, care omul s-ar putea să nu-l vadă tot timpul că e diferit. Sau prin lungimea filmului. Păi înainte, ce îți dădeau? Câte de videouri dai? 3 copii. Câte casete? Câte casete dădeai? Era chestia asta de cantitate, nu? Da. Bine, și acum este, doar că mai mulți au început plus să... Plus un album. Bă, am înțeles. Să vadă, de fapt, calitatea decât cantitatea. Și faci, pleci? De ce? Dar nu lucrezi, nu faci. Parcă lucrai, editai. Mă duc să așa. Așa cu așa. Bine, pa. Pa. Ai lăsat la valieră sau? Da, da. Oai la ceas și mi-o dai mâinii cu 10.000 de ore filmare. Am înțeles că asta vine de fapt de vremea când se filma pe casete. Gen. O casetă era $100, da. 100 de mărci, o chestie genul ăsta. Și era cumva o chestie de... domnule, tu câte casete ai la nuntă? Da, eu ai 3, eu am 5 casete, chestia. Adică am dat $500 sau 500 de mărci. Da. Că am dat s-o egalizat asta. Cred că de acolo au plecat. Și de acolo se trage cumva toate. Păi și asta cu 25 de minute nu poate fi aceeași opulență? Păi o să-mi dat 3.000 de euro și a primit 20 de minute. Păi este. Atât de șmecher sunt eu, știi? Adică mi-am permis... Asta, acele 20 de minute. Mi-am permis să extrag esențial. De-aia spun că sunt și clienți care se ceară așa ceva, sunt și prestatori care se facă așa ceva. Clienții se formează după ce le dai, adică... Da, depinde dacă stilul respectiv ți se potrivește sau te regăsești în el, știi? Sunt care se regăsești, fac chestia asta foarte bine. Băi, să te regăsești una și să... faci business-ul să-ți meargă alta. De părere că dacă faci cipival ca să faci bani, faci cipival, da? Da, ca poți să faci așa. Să-ți meargă business-ul. Dacă tu vrei să o ții moral ce-ți convine ții, s-ar putea să nu-ți meargă. S-ar am dat să deviezi. Da, nu mai ești cerut, nu mai faci ce e actual. Nu mai ești atât de comercial neapărat. Păi tu ce faci? Ce se cere sau ce cer să vrei? Bine, cumva. E o combinație, nu? Da. Ce se cere, că nu știu dacă se cere ceva. Mai ales în zona asta, asta zic, nu se cere, ci pe val, gen. Încerc să integrez elemente care sunt din trend, știi? Dar prin multe să-mi placă mie ce ies acolo, nu? Păi, da, cu siguranță, dacă apare mai un trend care nu-ți place deloc. Exact. Poate reușesc să iei ceva, să-mi promuși ceva sau nu. Da, mai adaptez ceva de acolo. Da, dar rămâi tot la... ceea ce știi tu că îți place. Păi exact cum vorbesc eu de astea 25 de minute. Am și eu de predat, nu 25, 45 când făceam. Adică nu-mi place neapărat să fac filmul ăla așa scurt, dar îl dau. Să ceri, trebuie să și eu printre aia top 5. Care vând așa ceva, nu? Să plăti site-ul, trebuie să dau bani. Da, nu știu, cred că azi mâine plătesc ceva genul ăsta. Da. Da. Nu știu, păi, deci Vlad, tu ai face an. 25 minute? Măi, da, aș face, cred, nu știu, depinde. Da, nu o să faci, bagi în ofertă. Sau... Să vrei tu să vinzi chestia asta, da. Gen. Băi, cu siguranță e mai greu să-l faci. Da, Vlad, mai greu, asta e faza, că nu cred că m-aș da de treabă, știi cum ar veni. Ar fi... Da, dar vrei să investești neapărat foarte mult timp. Pe nunț? Mm. Păi nu mai, vreau să mi-l las ușor. Și aici e... aspect.
Da, uite, dacă ai, nu știu, ajungi să ai 10 nunți, 5 nunți pe an și să fii, poți să faci și un efort de genul, predai 10 minute și lucrezi. Depinde care e obiectivul tău pe următorii ani, tocmai asta e, ce vrei să faci. Ca și cum ai lucrat 30 de nunți, dar poate trebuie la aceiași bani. Trebuie să știi că vrei să faci în continuare asta, ca să poți să-ți dai interesul cum ar veni să faci. Mai un aspect, știi, cumva, știi că e o ciclicitate cumva, la un anumit moment trebuie să te reinventezi, trebuie să mai regăsești, să mai găsești altceva, să fii altceva, da, pentru că lumea se plictisește la un moment dat și de stilul ăla și tu, și tu poate te plictisești, vrei altceva, crești, evoluezi lucrurile altfel. Știi? De văzut, oricum le vezi altfel, garantat. Știi? Și poate la un anumit moment zici, băi, vreau să fac totul altceva. Nu vreau să mă las de video, știi, nu ajungi din pasul ăla în care ei, ajung nu, mulți, mi se pare cu domnul, am plictisit de gândire, domeniul ăsta, de chestia asta, vreau să fac altceva, nu știu, vreau să fac, gata, de mâine fac 25 de minute. Lucrez la chestia asta, fac, cumva te, nu te neapărat te forțează, te motivează și pe tine să, da, dacă vrei să faci. Deci ai o provocare personală, în orice direcție, că faci mai scurt, că faci mai puțin, că faci altfel, și domnule, mi-am impus să o fac așa. Poți să fii, știi, chestii de genul ăsta. Care să fie benefic pentru toată lumea și pentru clienți, poate sunt clienți care nu rezistă sau poate nu vor, vor 25 minute. Cum e benefic vor opulență, pentru vor, nu știu, efort, chestii drăguți, altfel gândite, altfel făcute. Sau poate zic, băi, toți prietenii mei au două ori, eu nu mai vreau tot chestia aia, vreau altceva, nu? A, păi și când poți să aibă 25, eu vreau două ori. Exact, când o să aibă 25, o să am, să dai patru ori. Eu nu mai înstărit, eu vreau șase. Am predat acum recent, am de 4 ori și ceva. Și am avut o cerință. Și mi-au dat feedback, s-a uitat oamenii, că foarte bine să creadă. M-au laudat mirele în continuu. Ce bine filmează, bă. Nu pot să cred. Da. 4 ore. Eu am avut solicitat. Filmare cu 4 camere. Da, asta ultima care e, da. 3 camere am avut eu. Bine, 4 cu tot cu macaran. Da, da. Au 2 plus macaragen. Și la fel, au vrut 4 ore jumătate. Chiar m-au plătit în plus oamenii, pentru că pachetul standard erau 2 ore, 2 ore jumătate. Am avut încă 2 ore. Și l-am zis la început, da, dar cu, cumva cu o clauză că dacă cumva în ziua anunții nu se întâmplă atât de multe chestii, da, încât să umplim 4 ore, nu starifez de așa. Sunt mai puțin. No. Și fac, las camera pornită și omul lucrează. Adică tu erai pregătit de acasă mai 2 carduri în plus. Da, dar mai mult. Dacă sunt și multe chestii, știi? Da, și au fost chestii, nu, au fost chiar... Ai, de obicei ăștia care vor asta știu că au nuntă mare. Da, cam exact. Știu că o să fie. Da, am cam filmat cam toată seara, știi? Da. Cam tragi la chestiile astea. Nu te-ai să tragi, nu? Băi, nu, îmi plac în continuare. Îmi plac și cumva îmi place și faptul că nu seamănă una cu cealaltă. Adică mi se pare că nu la fel, nu oamenii, dar nu-s da, fel. Nu are la fel anunțele. Dacă nu privești în afară, poate fi la fel, da, dar oamenii, siguranță, diferiți. Da, și cumva chestia asta îmi place, știi, mă... Încă te ține, nu? Da, 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 mă ține acolo. Nice. Și mai e o chestie. Se întâmplă de foarte multe ori la o nuntă să rezonez foarte mult cu ce se întâmplă acolo și să mă implic neapărat sufletești, emoțional așa, știi, să trăiești acolo, știi? Da, și trăiești cu ei. Da, 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 știi? Și chestia asta e fain, când simt chestia asta la o nuntă e super mega bombă. Adică să fii acolo, să-ți placă. Dar e un an în care nu ai simțit chestiile astea? Datorită la un an care le-ai avut, nu din vina ta. Să am vreo nuntă la... Măi, s-a întâmplat și nunta care să nu se simți poate la o intensitate atât de mare sau să nu fie, să rezonezi 100% cu ea. Dar, pe la urmă, suntem profesioniști. Nu, treaba ți-ai făcut-o, garantat, știi, faci, știi? Dar când ai din 30 de nunți 25 nu rezonezi. E o problemă atunci, s-ar putea să înțelegi clienții. E problemă la nunți sau la tine. Poate nu înțelegi sau... clienții cum trebuie. Da, poate înțelegi. Da, nu știu, alegi. Niciodată. Mergi cu valul și tu alegi safety și nu mai acolo tot. Da. Nu știu, n-am ajutat cu situația asta. Am avut ani în care am rezonat cu 99% din tot ce s-a întâmplat și următorul an gen care... Nu, nu mi-a fost ce trebuia. 5 nunți sunt multe care să zic, nu că au fost nunțile urâte sau ceva, nu, ironate. A fost foarte ok, dar n-am rezonat nici cu oameni, nici cu ce-o făcut ei acolo, adică era... N-au fost prea multe? Nu, nu cred că ținea din număr. Și a fost oboseala la mijloc, a fost aceea, nu? Nu, atunci în anul ăla chiar nu a fost oboseala. Pur și simplu, n-am, nu știu. E bine, eu pun pe seama... Plictisele. Nu plictisele, știi, când ești
când nu refuz, când nu refuzam nimic, iau tot ce vine, a fost valul ăla, știi, din te-au luat clienții care o apreciat ce faci și următorul an au venit clienții care au auzit de tine și te-au luat pentru că ești la modă. Și clar, acolo a fost o... ceva la mijloc, știi? Că există și riscul ăsta. Când ajungi cunoscut, da, ia omul că... intri în niște cercuri și... La fel, treaba mi-a făcut bine, oamenii mai mulțumit, dar tu nu simțeai chestia aia, nu? Eu n-am... Da, interesant. Vlad, tu ce simți la unul? Muzica. Da, noroc din muzică, bă, nu mă mai distrez, dacă îmi place muzica. Asta ai cântat gen într-un band sau ceva de asta, că am văzut tot zi zângănerea la chitară. Ai urmărit podcast-ul? Zângănerea la chitară. Am mai avut... N-ai urmărit podcast-ul, am... În care povestea Vlad... Tentativii de astea de cântat în tinerețe, da. Am cochetat cu scena. Știu. Păi și cum mai puțin. Ia zi, păi și cum sunt formațiile de la noi din Iași? Care te întâlnești la anunț din Iași? Majoritatea? Praf. Gen. Dar e... asta la mine la o nuntă, dacă e muzica ok, cât se poate de ok, că nu e ok niciodată, în fine. Știi, și mă simt ok ascultându-o, că de cele mai multe ori mă deranjează muzica aia, super eronată, da, dată la maxim și îmi rupe filmul, adică nu pot să lucrez efectiv, știi? Starea, dacă nu mă simt bine, în rest, dacă mă simt bine și mai... Spui tu ești în rechi? Da, n-am încercat asta, dar... Da, nu știu. Ia, am încercat, dar nu. Spui tu altceva. O, ciudat să asculti ceva și de fapt îl filmezi pe ăla care el dansează pe altceva, știi, bă, nu știu. Tu spui niște muzici clasică, știi? Tu spui aia... rock și acolo popular și tu începi camera. Bă, dar acolo s-ar putea să mai prinde, că ai ritmul, știi, care să mai... Da, cât te amăgie și dacă faci nouă, știi. Nu, trebuie să rezultezi cu durechi. Muzica, cât. Da, ca să nu superi toată noaptea, să zic așa, știi? Să ne arunci cu camera după cineva. Da. Ai avut întâmplări de astea? Te enervezi cu oamenii să-i... Păi nu, neapărat. Să arunci cu camera. Ce să fiu chill. Cât ești un profesionist, dar nu veni să arunci cu camera de oameni la un moment dat. Mă, m-am mai enervat așa cât un chelnă, știi? Da. Dar nu-i nuntă, fără. Da, a fost o fază la un restaurant. Era la tort, ne? Și trece odată prin fața camerei, știi? După aia se întoarce cu o uitare, nu știu ce. Eu mă apropii mai mult de tort, gen se închid, să mai trec prin spate, gen, știi? Nu, el tot strecoară așa pe parte, știi? Spate, cu bucele. A doua oară, obiectiv. Mai stă, cât mai stă acolo, iară treci, știi? Man, dar cine mai dau oamenilor ăsta? Pe tine acolo, da, trecând pe față, adică, băi, oamenii aia plătesc o sumă de bani ca să-l dai un produs ok, știi? Bun, tu ești profesionist și găsești soluții să maschezi chestia, da? Cel mai mult e vreau să pun în fața ta și să mai maschezi. Da, interesant. Dar vezi cumva și provocările astea, știi? Fac parte din farmecul ăsta. Da. Când ești după, ți-aduce aminte? Da, e ok. Uite, mai povestești, mai hai, ce interesant. Da, mai hi, hi, ha, ha, da, m-am enervat și eu. Dar tu parte vezi că stilul ăsta la o nuntă nu... poți să-ți planifici tu 100% tot ce se întâmplă acolo, știi? Imposibil. Inclusiv dacă, chiar dacă tu știi, spre exemplu, cum se întâmplă la... Păi, având experiență, știi majoritatea lucrurilor care să le anticipezi. Da, dar tu te gândești, băi, uite, acum e momentul ăsta și ar trebui să se întâmple așa. Și zice, se poate întâmpla să nu fie așa, știi? Da, de cele mai multe ori eu pățesc chestia asta, spre exemplu, la comuniile religioase, știi? Unde slujba, la modul teoretic, o știu pe de rost, în toate momentele, eu știu în ce loc ar trebui să fiu, ca să prind cel mai bun unghi, știi? Și mi se întâmplă uneori să mă duc în locul ăla și să nu mai urmez în momentul ăla care știu eu. Ce, se schimbă slujba sau ce? Păi nu știu. Mi se pare toate la fel, nu? Nu sunt la fel, dar poate... genul, știi că în momentul ăsta preotul se întoarce cu fața spre mir, și binecuvintează, da? Și tu duci în spate, îți prinzi binecuvântarea aia, gen, știi? Și el mai face ceva. Și el o face altfel, sau nu se mai întoarce. Da, sau... nu, mi s-a mai întâmplat la modul să fii slujba scurtă și deodată să ajung la ineli. Și eu sunt în spate, relaxat, că știu cum mai este, sau ceva de genul, da, știi? Da, da, da. Și deodată văd acolo, da, știi? Și asta e un aspect, nu știu. Am pățit, pe exemplu, la o nuntă, le-am zis, am semnase gen un moment de dans, știi? Și m-așa întrebat Miri, mă, pe la ce ora vezi tortul? Da. Este vreo două ore aproape, știi? Bine, știi? Mă duc, îmi las camera la masă, văd că e bateria descărcată, schimb bateria, mă uitat la card, mai aveam card, și mă duc la toaletă, știi? Da? E comic, în seara, știi? Tortul, așa, tot ce, da.
și am închis ușa, știi? Și în timp ce închideam ușa, mulți ani trăiască. Și acum cel mai dulce moment al serii, înțelegi? Da. Ce am făcut? M-am tors, am luat camera din mers, știi, de pe bază și m-am dus până am ajuns în mijloc. Aveam rec, focus, tot ce trebuie și deja eram în filmare, înțelegi? Și men, dar zic, după aia zic, a, păi nu, că vine șeful de sală și cum știu ce, și am schimbat. Foarte fain. la un han pe lângă Botoșani sau ceva. Bine, am făcut greșeala și am întrebat un ospătar, gen, domne, când-i tort? Da. Baia, super la bom. Fel, mă duc la baie. Baia, afară, din restaurant, și era un han de la genul lung, pe lung. Oh my God. Și eu aveam masă într-un capăt și baia în capul celălalt. Și acțiunea se întâmpla... La fel, și când m-am dus la baie, eram în mijlocul acțiunii, da? Îți dai seama cum am ieșit de acolo, am fugit, tortul era în mijloc, știi, eu am fugit, am trecut pe lângă tort, am luat camera. N-aveai camera 2 pe poziție? Ce camera 2 aveam camera, era la început. Da, uite, au pățit în fotograf la noi din Iași. Am prins sfârșitul, E prima dată care se întâmplă după câțiva ani buni din nunți. Are câteva, câțiva ani buni din nunți. Spia de momentul tortul, știi? Scuze, noroc că era camera 2 și m-au prins. Da. Și eu era să pierd, adică pierdeam garantat dacă nu aveam la Palace, la sălile de jos, eram cu Istra. La o nuntă mai atipică cumva, știi, adică mirii mai pretențioși, wedding planner, știi? Și eu cu Istra la un dat pe afară, țigări, vorbă, știi? Nu am făcut toată muzică, era muzică scoțiană. Și vine wedding planner, uite, voi nu filmați, nu pozați, momentul, ce moment, nu, tort. Fau, ne-am dus, am luat tot și gata. Eu preferat să nu pun melodia de tort, să cânt eu melodii de-a lor, care știi, pentru tort. Îți dai seama, tu dacă n-auzi, vai. Ne-am dus la fel, la jumătate am prins, da? Dacă nu vinea să ne anunț, să nu tai. Și muzică scoțiană. Da, pe uite. Să exemplu, păi da, dar aia au venit să vă zic că menda voi nu filmați, dar de fapt ea era aia care trebuia să organizeze, păi și trebuia să vă anunțivesc că într-un sfert de oră vine tortul. Evident că... Știi, adică eu venit la tine... Păi da, nu a fost greșeala la ei, știu, sau pe lui. Da, uite, da, exemplu, ăsta e motivul pentru care când stau de vorbă cu Mirli spun că băi, uite, aș prefera, pe lângă faptul când trimiteți programul dinainte și să știi măcar unii de alții ce și cum, în momentul în care se schimbă ceva, ții cont că dacă vrei momentul ăla, să te asiguri că sunt acolo și zici, băi, uite, vezi că urmează să vină tortul, știi? Păi, da. Și pe lângă asta, e foarte important să ai masa în spațiul respectiv, că dacă gen se schimbă, dacă ești într-un separeu, cine știi unde, și nici n-auzi, nu știi că tortul vine peste două ore și el vine atunci, s-ar putea să fii... Îți spui dacă o filmat vreun invitat cu telefonul, îmi dai și îl integrăm acolo. Mai pățeam din astea cu naș, gen cu părinți, o să fie surpriză la un dat. Când? Ce? Vreau să știu. Noi, surpriză. Dom'le, eu filmez, eu trebuie să știu exact unii mă poziționez. Nu, no. Dom'le, lasă. Băi, e bun. Ai să-ți dai seama. Bine, stai acolo pe geană și apare un solist. What the fuck? Da, nu înțeleg oamenii, știi? Da. Deci tu toate secretele de acolo, nu spui tu. Că nici poți să stai geană pe ring non-stop. Mai ești nevoie de o pauză. Da, în cel mai multe ori ești pregătit cam pentru orice situație care apare. Ești, dar odată e de ajuns pierd, nu de 10 ori, știi? Adică, na. Și ce cumva, ce mi se pare așa apăsător, e faptul că oamenii aia rămân cu amintiri complete sau mai puțin complete, știi? Adică incomplet, că nu există mai puțin complet. Țin minte la început, frate, când eram și l-am luat pe Ion la o nuntă. Nu știa să filmez, n-aveam ce treabă cu nuntă. Și îmi sufurase mireasa. Și când a venit mireasa înapoi, s-au venit hoții, gen, știi? Un papuc, că a furat mireasă. Lui Ion filmează papuc. Filmează papuc, îi făceam semn, îl ghidam tot timpul, știi? Și filma Ion papucul omului. Lui, nu, e de bun, papucul mirese, mă, voi. Cât a râs cu el după aia, voi. Filmează Adidasul. Trebuie să înveți exact momentele nunții, nu merge așa. Da, dai așa. Seama, pentru unul la început. Ei? Da, mi-am învățat și la asistentul. Nu i-am zis filmezi papucu, dar
tot așa. Eu dar tu când te-ai apucat din nunți, te-ai dus din prima, nu știu, singur la nunți sau ai fost cu cineva de învățat toate astea sau le-ai primit, nu știu. Prima nuntă pe care am filmat-o, e chiar nunta asistentului meu, care l-am acum, eram colegi de muncă, eu filmam deja, filmam cu DSLR-ul și am zis că, man, eu am nuntă, nu vreau să-mi iau pe nimeni la nuntă, vreau să vii tu, știi? Okay. Și zic, dar n-am mai filmat niciodată o nuntă, nu știu neapărat cum să faci, exact, nu știu, mă interesează, sigur că dacă vii tu, scoți o filmare, ok, da. De filmat am filmat, am filmat mult mai mult decât îmi trebuia, logic. Da. Dar după aia nu știam cum să-l montez, știi? Și atunci m-am dus la un workshop. Da? Da. Nu știai cum să-l montez, nu ordini. Nu știam cum să fac clipul, gen. Nu știai să faci clipul scurt. Da, nu știam cam care e logica din spate, cum ai putea să-l faci, chestii genul ăsta. Și nu știam neapărat cum arată un film de nuntă lung într-o versiune mai modernă, să zic, știi, nu neapărat. Ajută să vezi măcar un exemplu. Să vezi cum gândește omul ăla, știi, în spate. Da. Și la ce workshop ai fost? La Zenus. La Zenus, da. Cine primul? Da, nu știu cine. Zenus? Da. Florian Mirea. Din Iași? Mm. București. Cum era în Constanța? București. București. București, da. Da, e un... Pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că el era destul de tehnic, foarte știi? Tehnic. Și în montaj și cu modul de exprimare și cu logica lui de cum filmează și asta. Și pentru început să stabilești niște chestii strict tehnice, pe mine m-au ajutat, știi? Adică da. Tehnici din punct chestie... de vedere al echipamentului sau ce? Nu, și din punct de vedere al montajului, spre exemplu. Zicea, băi, uite, o chestie. Zicea, spre exemplu, și împărțea clipul în funcție de câte momente are, pentru fiecare moment își lăsa un anumit număr de secunde, o chestie genul ăsta, ca să încadrezi. Da, 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 cumva. Da, înveți un pic din experiența lui. Nu? Așa gândea el, știi, și cumva pentru începător te ajută. Băi, uite, îmi las 20 de secunde pentru aia. A, după aia îți dai seama că, băi, poate vreau altfel, nu vreau așa, știi? Dar pentru început, când nu știi de unde să o iei și cum, nici nu știam că există soft de sincronizare, de sunet, gen plural eyes. Da, eu afli pe parcurs cum ai venit. Da. Eu cumva ceea ce învățasem oarecum singur, știi? Da. Și aveam nevoie și niște confirmări, băi, unde sunt, exact, ok. Confirmare. Știi? Înțeles. Mai aflu niște informații. Da, și la fel, dar am făcut totul intuitiv cum ar veni, adică... Da. Da, aici mai ai și văzut un exemplu cât de cât uneva, adică nu poți da, mai chiar. Văzut un exemplu, păi, da, vedea YouTube sau orice, altceva, Vimeo, nu știu. Da. Când am făcut eu nu aveam YouTube. Da, păi, după ce ai intuitiv, nu credeai tu că merge. Eu am preferat cumva drumul scurt, știi, adică mă duc la un tip, da, îmi explică niște chestii, mă cagam să le pun în practică. Funcționează, știi? Și fix așa a început, adică ai aplicat chestiile alea da, și ușor fix așa am făcut, modificat. Fix așa am făcut, știi? Am făcut un clip, clipul ăla m-a luat încă nu știu tinunț și tot așa, s-a rostogolit. După aia îți faci stilul tău și... Exact. Da. Știi, mai înveți lucruri, îți dai seama că unii chestii care ai făcut acolo nu-ți mai plac sau nu-ți potrivesc ție. Da, sau poate găsești o altă soluție. Exact, știi? Dar cumva ai pornit pe drumul ăla, știi? Da, am înțeles. Și aveam, cu el am avut avantajul că el fiind om din televiziune, eu lucrând foarte mult pe zona asta, avea limbajul cumva, știi? Am și când ți explica, știa, eu am rezonat cu el din punctul ăsta de vedere, da. Știi? Pentru că era un televiziune, știa să explice și o lumină, cum o pui, și o cameră, cum o pui. Cam da, 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 da. Pe ce idei merge, nu te duci așa că nebun. Mai ales la primul workshop, nu pui deștept și faci okay, văd ăsta cine. Pe aia mi-am dat seama, în timp, că lucrurile se pot face și altfel, și alt stil, și altă da. Abordare. Știi? De exemplu, mine m-a ajutat mega mult. La modul de montaj, fără să știu nimic cum se montează sau nu știu ce, muzica cum ar veni. Eu întâi alegeam muzica, știi, și o alegeam în funcție de cum simțeam eu cu oamenii sau ceva de genul, știi? Și alegând așa muzica, făceam montajul fix după muzică. Muzica dicta. Da, muzica am dicta efectiv, știi? Și... Păi e altă abordare. Da, da, da. Da. Ea e na, interesant, că nu-i o rețetă da, nu e acela... gata, faci tot da, așa e... că e bombă, știi? Da. De-aia sunt și tot fel de conflict. Ce face ăla, că nu, eu fac bine. Păi, da, da. Depinde ce vrei, știi? Adică... Păi da, și vezi că există și oameni care rezonează cu tine, adică... Aia da, e varianta fericită, dar mai vin și din tabăra cealaltă. Da, dar, nu știu, la un moment dat găsesem chestia asta la un pictor sau ceva de genul ăsta, că el făcea niște opere, făcea niște picturi, dar... N-avea un target cumva să facă pentru cineva anumit. Făcea că îi plăceau lui, știi? Da, nu. Și la un anumit moment a fost descoperit. Da, a fost descoperit la un anumit moment și erau oameni super
încântați în chestia aia, știi? Mă zice, uite, mai nimic, trebuie să-ți placă ție, în primul rând. Bă, dacă te regăsești tu acolo, chestia asta... Într-o oarecare măsură. Exact. Ce faci, Mesto? Facem finalul? Chidem și noi. Că avem 3 ore. Avem o oră și ceva. Da? Bine. Bun, deci anul ăsta facem nunți? Facem. Facem, facem. Toate nunțele posibile și imposibile. Să revină, workshop-urile să revină. Workshop-urile, te apuci din workshop-uri? Da, hai să mă, bani, da? 10 workshop-uri. A, serios? Nu, nu mai am chef. Da. Ei, nu o să mai semini viața acum de după pandemie, cea dinainte, dar... Nu știu dacă mai am răbdare. Eu cred că sunt numai de chestii care putem aplica fain, știi, din perioada asta. Ei, să o vedem și noi ca pe o provocare. Exact. Ne adaptăm. Până acum au fost relativ ok. De păi... acum trebuie să duc doar în sus. Fundul am atins, nu? Am dat cu cap. Era o glumiță, știi, pe chestia asta. Bă, hai să pună pahar de vin. Dar nu, nu, o guriță pe fund acolo. Hai, să încheiem. Mulțumim. Da. Ștefan Cojocariu a spus o mică parte din povestea lui. Îl mai chemăm, da, că el mai vine viitoare. Pe la noi. Mai face. Mulțumim, pa! Seara bună! Seara bună!